fierbere în PSD după ce referendumul pentru revizuirea Constituției nu a fost validat din lipsa gvorumului. Liviu Dragnea, cel care a susținut direct acest scrutin, nu a fost degăsit în cursul zilei de luni. Mai mult el și-a delegat și atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților lui Florin Iordache. Însă, contestatarii lui Liviu Dragnea au fost prezenți în spațiul public cu opinii critice. Rezultatul referendumului este o măsură a neîncrederii pe care populația României a căpătat-o în principal pentru clasa politică. Pe de altă parte, arată foarte clar că tot ce atinge domnul Liviu Dragnea distruge. A distrus PSD, a compromis jandarmerii. Armeria a dus într-o situație destul de dificilă în momentul de față și Biserica Creștină din România, tocmai din cauza faptului că a folosit referendumul ca pe o monedă de schimb. A declarat Mihai Chirică, primarul municipiului Iași, ales pe listele PSD, dar aflat acum în conflict direct cu actuala conducere a partidului. Un alt opozant al lui Dragnea, primarul sectorului 3 din capitală, Robert Negoiță, îl atacă indirect pe președintele PSD și afirmă că banii cheltuiți pentru referendum puteau fi folosiți mai eficient. Un lider este acela care reușește să convingă oamenii să-l urmeze în proiecte, în activități și idei, dar asta presupune că liderul le reprezintă interesele, adică el cunoaște, înțelege și-și asumă nevoile comunității în vârful căreia se poziționează. Nu pot să nu mă gândesc și să nu mă întreb câte dar câte lucruri necesare și utile pentru cetățeni nu s-ar fi putut face cu cele peste 40 de milioane de euro, bani cheltuiți în această activitate de weekend pe care o numim referendum, a scris primarul sectorului 3 din capitală pe rețeaua de socializare. Doar 21,10% dintre românii cu drept de vot s-au prezentat la urne sâmbătă și duminică la referendumul pentru redepinirea familiei, sub pragul minim cerut de lege pentru validarea scrutinului, adică 30%.